Bună ziua! Bună ziua! Suntem în a treia zi de la scrutinul din 24 februarie pentru alegerile parlamentare. Dacă ieri, adică până la ziua scrutinului, statul era capturat, astăzi avem aceeași realitate, statul Republica Moldova rămâne capturat în mâinile mafiei. În acest moment, totuși, există o posibilitate ca așa zisă opoziție să ia decizii politice în interesul cetățenilor care i-au votat pentru a scoate statul Republica Moldova din subordinea mafiotului Plahotniuc, dacă ei își doresc cu adevărat acest lucru, în loc să bată câmpii în spațiu public. Tocmai din aceste considerente, noi, Mișcarea Populară Antimafie, venim astăzi cu un memorandum pe care o să vi-l prezint, după care vom reveni cu comentarii și declarații politice. Așadar, în ciuda tuturor manevrelor de periclitare, manipulare sau fraudare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Partidul Democrat a obținut 30 de mandate în viitorul Parlament. Cu toate acestea, Vlad Plahotniuc are la îndemână tot instrumentariul pentru crearea unei majorități parlamentare și instalarea unui guvern marionetă după modelul guvernului Filip. Există premise că, pe lângă Partidul Șor, formațiunea politică de buzunar a lui Plahotniuc, deputați din Partidul Socialiștilor și din Blocul Acum vor migra spre Partidul Democrat pentru a forma o majoritate parlamentară. În această situație, în care așa zisa opoziție nu a câștigat alegerile, iar statul rămâne în continuare subordonat intereselor mafiote, există o singură soluție pentru demontarea statului capturat. Deputații Blocului Acum și deputații Partidului Socialiștilor, după validarea mandatelor, să nu le ridice decât înaintând următoarele condiții. Convocarea unei singure ședințe extraordinare a Parlamentului Republicii Moldova, în care să adopte un nou cod electoral, care va prevedea următoarele. 1. Revenirea la sistemul proporțional pe o singură circumscripție națională și coborârea pragului electoral de trecere la 3%. 2. Adoptarea prevederii excepționale de finanțare a campaniei electorale a concurenților electorali din bugetul statului, stabilind cote egale financiare pentru fiecare concurent. Interzicerea donațiilor și a oricăror alte surse de finanțare pentru concurenți electorali. 3. Adoptarea prevederii excepționale de desfășurare a agitației și a dezbaterilor electorale doar la compania Teleradio Moldova. Interzicerea oricăror forme de publicitate electorală, emisiuni de autor sau talk show-uri politice la televiziunile și radiourile private pe perioada întregii campanii electorale. 4. Liberalizarea largă a condițiilor de participare a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare la scrutinul parlamentar al alegerilor anticipate. Remarcă. Orice formulă de coabitare la guvernare a formațiunilor politice ce au acces în Parlament ca urmare a scrutinului din 24 februarie 2019 va adânci criza politică, colapsul economic și social al Republicii Moldova. Mișcarea Populară Antimafie, 27 februarie 2019. Așa cum vă spuneam, în urma acestor alegeri care au fost organizate după regulile lui Plahotniuc, statul Republica Moldova rămâne capturat. Opoziția, așa zisa opoziției, zicem noi, pentru că de asta dau dovadă acțiunile și faptele lor, dă dovadă de iresponsabilitate crasă și ceea ce fac ei acum putem numi Gaudeamus 2. Și vă explic de ce. Dacă
atunci când această opoziție a câștigat primăria, s-a îngrijit de un gaudeamus, în loc să stea la primărie și să-și apere voturile, acum această opoziție, în loc să apere interesele cetățenilor care i-au votat și să ia decizii politice care să distrugă această mafie, ei se îngrijesc de libertatea alegerilor și adună materiale cu care să meargă la poliția lui Plahotniuc să dovedească că alegerile nu au fost libere și corecte. Este o iresponsabilitate totală și în această situație, în această realitate, când Plahotniuc, deși are doar 30 mandate, dar poate să-și creeze un guvern al mafiei, există o singură posibilitate de a-i încurca acestui mafiot să-și realizeze planurile prin neridicarea mandatelor, astfel exercitând presiuni asupra tuturor deputaților care au declarat că sunt împotriva mafiei, să se consolideze pentru organizarea unei singure ședințe a Parlamentului, în cadrul căreia deputații vor scoate din mâna mafiotului Plahotniuc toate instrumentele pe care le are pentru a rămâne stăpân în acest stat. Și aici ne-am referit atât la codul electoral, cât și la mass media, la modul de organizare a alegerilor și de finanțare a partidelor. Lucruri foarte importante. Deci în momentul în care statul rămâne capturat, singura soluție este să iai mafiei instrumentele cu care a venit iarăși la guvernare și în Parlament în acest stat. Și care sunt aceste instrumente, vi le-am enumerat. Deci, criza se va aprofunda dacă, așa zisa opoziție, nu ia decizii politice împotriva mafiotului Plahotniuc. Eu am o adresare și către Maia Sandu și o sfătuiesc ca pe o doamnă, care a fost aleasă de anumiți cetățeni și i-au acordat creditul de încredere. Doamnă, abțineți-vă și încercați să vă ascundeți bucuria că ați ajuns în Parlament, că sunteți deputat, că ați reușit să învingeți dumneavoastră și nu sfidați cei care v-au votat și nu au învins în această campanie. Atât. Mulțumesc, Daniela. Deci, bunii noștri prieteni, eu vă amintesc că eu în fiecare miercuri la 20:30 pe antimafie.md am o emisiune la care de seară o să mă refer pe îndelete la această propunere pe care o facem noi. Eu vă amintesc acum că noi, Mișcarea Populară Antimafie, încă în 26 octombrie trecut, am propus partidelor politice să boicotăm solidar într-un front comun aceste alegeri care au fost compromise din stat și care vor fi fraudate în campanie electorală de către Plahotniuc. Noi am spus atunci că greșeala cea mai mare este să invităm observatori internaționali în această campanie electorală. Numai să nu fi venit acești observatori internaționali, acest scrutin, putea să nu fie recunoscut. Ce au spus observatorii internaționali când au plecat de aici? Observatorii internaționali au spus că presiuni externe asupra lui Plahotniuc nu vor exista. Presiuni externe nu vor exista. Ceea ce putem face, putem face doar noi și putem face doar politic. Ceea ce se fac, n-au observat ăștia cu Gaudiamus II, este că Plahotniuc, cu toate manevrele lui de manipulare, de compromitere, de fraudare, n-a reușit să obțină decât 30 de mandate. Decât 30 de mandate. Că noi știm că profilul alegătorului lui Șor este un om eșuat economic și social, Șor poate face ce vrea cu voturile de acolo. Asta e adevărat, dar noi știm că Plahotniuc a luat numai 30 de mandate. Bunii noștri prieteni, în condițiile în care Partidul Socialiștilor este un partid intolerant, un partid antioccidental și antiromânesc, orice alianță a acestei grupări, Năstase Sandu, este imposibilă cu socialiștii, așa cum le sugerează unele societăți civile la care eu o să mă refer aici, mai jos.
Deci este imposibil o asemenea alianță și să stea în Parlament ca și cum se conducă cu socialiști într-un guvern împotriva lui Plahotniuc. Nu, așa variantă nu merge. Cum nu merge și varianta să meargă în Parlament, iar Plahotniuc să-și ia din conservele lor atâți deputați cât are nevoie. Așa cum a fost pe timpul lui Filat și Voronin. Același lucru se va întâmpla. Deci singura soluție pe care o propunem noi cine? Eu am să vă spun noi cine, cu toate sfidările pe care le au ei, că ăștia care au câștigat vreo 9.000 de voturi încă mai au voce să spună ceva. Eu am să spun mai jos cine suntem noi cei cu 9.000 de voturi. Deci sper că măcar în ceasul din urmă, câțiva oameni din presa independentă câte au mai rămas, câteva agenții și câteva televiziuni care au rămas, vor auzi și vor transmite cuvântul nostru mai departe. Să nu-și ridice mandatele de deputat. Și aici trebuie să fac o remarcă. O sculă mediatică și analitică din Republica Moldova a spus ieri într-o televiziune că este o aberație să nu-și retragă mandatele pentru că aceste mandate se vor redistribui altor partide. Nu-l credeți pe Boțan. Și eu am făcut fizică și el a făcut fizică. Probabil că analist politic e mai ușor să devii decât politician după o asemenea meserie. Dar articolul, deci această prevedere nu se referă la articolul 95 din codul electoral și în articolul 96 la alineat 4 unde este, nu se referă la mandatele atribuite, ci la mandatele nedistribuite. Eu acum m-am referit în detaliu la acest subiect și o să mai revin pentru că este foarte important să spunem ce am făcut noi și ce a fost presa în această campanie electorală. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, ne-am propus nu să venim în Parlament când ne-am pornit în această campanie electorală. Ne-am propus să identificăm, să scoatem la suprafață toate sculele de presă. Pentru că Filat, atunci când a avut un moment în care a ieșit omul din el la tribuna Parlamentului când era compas în pușcărie, a spus că va arunca, dacă se apucă el să vorbească, va arunca clasa politică în aer. Nu se referea la Plahotniuc, se referea la presa pe care a hrănit-o el și care s-a hrănit din mâna lui. Dacă ar fi vorbit Filat despre ce este mass media în Republica Moldova, noi astăzi avem altă situație. De aia studiourile de televiziune, de la televiziunea moldovenească până la TV8 și Jurnal TV, eu am sfidat în studiourile de televiziune aceste televiziuni și le-am arătat fața lor adevărată, știind că îmi tai orice vot. 8.631 de voturi ale Mișcării Populare Antimafie este profilul unui alegător care face parte dintr-un curent de opinie pe care l-am crescut eu cu mijloacele YouTube-ului și Facebook-ului. Nimic mai mult, niciun vot, noi n-am avut opțiune de vot și nici nu ne-am creat în această campanie electorală. Nu asta ne-am dorit. Deci un asemenea profil clar a alegătorului, el are numai Șor și Tauber. Acolo este un profil clar a alegătorului de oameni ieșuați, economic și social. Oameni care nu mai speră la nimeni și ieri a fost foarte bine spus de o bătrânică. În satul nostru au vrut și oameni bolnavi să iasă să volteze pentru Tauber, dar n-au putut ieși. Ce notă dată acestei clase politice? Bune mei prieteni, nu există o singură modalitate ca acest Parlament să acționeze așa cum acționează o constituantă. Să se adune doar pentru a adopta un cod electoral în care se exclude toată presa aservită la ora actuală intereselor mafiote. Uitați-vă ce au făcut ei cu Jurnal TV, cum și-au bătut joc de această campanie electorală și n-au pus-o la dispoziția concurenților electorali să dezbată teme de campanie electorală, ca să poată să arunce hapurile electorale de genul că au fost intoxicați cu metale grele. Ca acum, după această campanie electorală, să dea ochii peste cap și să spună că merg să-și ridice mandatele de deputat. Știind că au un profil de alegător foarte pestriț, un profil de alegător mai degrabă religios decât rațional. Un profil de alegător care s-a îndrăgostit în prostie de Maia și din ăsta să-și își bat joc de religia lor. Știind că acești oameni n-au acces la dezbateri libere și la un vot conștient. Așa cum v-am spus, de seară o să mă refer și o să dezghioc totul. De la cei care îi împing pe cei de la blocul acum spre o alianță cu socialiștii, până la cei care le spun să steie liniștiți în Parlament și să aștepte gen analiticului sculei mediatice socor care le spune că peste 4 ani de zile ei vor fi pregătiți.
Vă asigur, țara asta eșuează economic și umanitar. Vă asigur că această țară încă 4 ani de zile nu mai rezistă. Moldovenii au votat imperii de la care s-au așteptat că o să le dea cu țărâita. Au votat comuniștii pentru că au știut că în spatele lor ar sta un imperiu fost sovietic care o să le dea gaze ieftine, o să le dea bani, o să le dea pentru copiii lor ceva și așa mai departe. Alții s-au lipit de un imperiu imaginar occidental care o să le dea bani prin granturi. Acum votează un imperiu local al mafioților. Eu nu sunt sigur că ăsta va fi cu dare de mână așa cum au fost așa zisele imperii imaginare. Nu sunt sigur. Iar următoarea misiune care va veni în Republica Moldova va fi una umanitară. Concluzionând. Deci noi acest memorandum pe care l-am citit aici îl trimitem acum presii. Presei și mă refer acum la presa pe care am identificat-o noi în campanie electorală care mai putea să aibă capacitate de reacție. Asta sunt două televiziuni afiliate României, TVR și ProTV, cel puțin ca percepție publică. Și partidelor. Și probabil această agenție la care stăm acum și vă vorbim, IPN, care a făcut cât de cât dezbateri libere. Și mai mult nu prea mai am ce numi. Poate în 4 și TV21 care nu s-au implicat în campanie electorală. În rest, adevărul.ro care iarăși este afiliat României și poate am mai uitat un site 2. Mai mult nimic. Nu de la ei vă așteptați, care nici nu sunt aici în sală, nu interesează. Interesează doar să manipuleze de pe ecranele lor. Trimitem și partidelor politice. Sperăm că în partidele politice găsim oameni care, fiindu-ne dușmani ideologici, cel puțin pleacă urechea. Nu fac trimitere la cei ce ne spunem noi, dar fac pleacă urechea la cei ce le spunem. Că nu-și ridică mandatele de deputați. Și nu o să se întâmple așa cum le spune Boțan. Că mandatele atribuite lor prin vot direct vor fi redistribuite altor partide politice. Nu o să se întâmple așa. Pentru că asta nu prevede codul electoral. Și încă o remarcă, neridicarea mandatelor nu înseamnă renunțarea la mandat. Este un gest de politic. un gest politic de a exercita presiuni asupra lui Plahotniuc și a celor care ar fi gata să facă alianță cu Plahotniuc și pentru a impune o agendă proprie a opoziției, nu ei să se conformeze unei agende a lui Plahotniuc care urmează să o facă. Să ne spună Maia Sandu ieri, cu irresponsabilitatea caracteristică ei, că, domnule, atât de mult suntem tatonați, așa de mult rezistă oamenii noștri, de parcă oamenii lui Filat nu rezistau. Suma încă nu era cea pe care i-o propunea Plahotniuc. Noi știm sigur, v-am spus în campanie electorală, nu toți cei 16, cel puțin 16 candidați pe listele lor erau oamenii care se meargă către Filat. Nu toți au trecut în Parlament. Și acum nu o să mă apuc să-i număr. Nu ridică mandatele, exercită presiuni, atrag asupra lor opinia publică, nu mai sugerează că au învins și alegătorii lor acum undeva și ceva, au învins numai ei și bucuria Maia Sandu de pe la televiziuni, asta vorbește. Și fac și guvern ăsta, să zice. Nu fac niciun fel de alianță cu socialiștii, singurul lucru care fac presiuni și convoacă o ședință a Parlamentului, care este condusă de cel mai în vârstă deputat și la care adoptă un cod electoral. Cod electoral care mișorează pragul electoral până la 3% ca să... Ați văzut că n-am spus până la 0,61%. Ca să le permită și a altor concurenți electorali să participe liber într-o campanie electorală și să nu le fie sfidată în față neșansa lor. Se face campanie electorală într-un singur studio de televiziune, fără Promolex, o altă diversiune civilă în Republica Moldova, care a vorbit în ieșirile lor la radio și televiziune cu concurenții electorali doar despre Transnistria, ca pe urmă să spună că au fost aduși oameni din Transnistria. Da, au fost aduși, dar voi ați contribuit la micșorarea, la ieftinirea
votului plătit de oleinic în acea circunscripție. De seară o să mă refer mai pendelete. Deci, dezbateri numai la televiziunea națională, bani numai din buget pentru campanii electorale în cote egale pentru concurenții electorali, vă asigur că vom putea atrage și fonduri externe pentru un asemenea exercițiu electoral. Iar când spunem că vom propune, că trebuie propuse programe largi sau condiții liberalizate foarte larg pentru concetățenii noștri de peste hotare, ne referim la un sfat cu toți moldovenii. De acasă, plecați, ieșuați și așa mai departe. Până statul trebuie să-și asume, în cazuri excepționale, să le plătească drumul să vină acasă să voteze. Altă ieșire. Nu-i. Altfel, nu putem demola statul mafiot al lui Plahotniuc. Și vă amintesc încă o dată, stimații noștri cetățeni, Plahotniuc, cu toate manevrele lui, a luat doar 30 de mandate. Mai multe. De seară, în emisiunea de la 20:30, pe antimafie.md, unde nu uitați să vă abonați, unde nu uitați să puneți like-uri și să priviți aceste exercițiile de discernământ pe care le facem noi în fiecare miercuri. Curentul nostru de opinie s-a adunat cât au putut, care au avut acte să meargă peste hotare să voteze. Noi le-am spus alegătorilor și am tăiat voturile, orice vot care ar fost inconștient pentru noi. Le-am spus, poate să vină să voteze pentru noi sau au opțiunea să rămână acasă, pentru că nu sunt gândaci. Dacă agenția IPN are întrebări la noi, noi suntem gata să răspundem. Am accentuat așa pentru ca să spun că presa nu este la conferința noastră de presă. Dar puteți explica la modul practic ce se va întâmpla dacă ei nu vor ridica mandatele? Urmează să fie dizolvat Parlamentul sau nu? Da, deci Parlamentul va fi dizolvat după ce vor adopta un nou cod electoral. Iar pentru asta noi le propunem mecanismele care stau la dispoziție prin Constituție. Dizolvă Parlamentul, președintele în două cazuri. Adică noi le propunem să nu-și ridice mandatul fără să renunțe la el. Și accentuez a treia oară. Un mandat atribuit nu este un mandat pentru redistribuire, cum încearcă sculele de presa lui Plahotniuc la TV-ul să spună. Mandatul, deci neridicarea mandatelor este un element de presiune, dacă admitem prin absurd că acest mandat se invalidează, nu vin de la alte partide în Parlament. Această situație nici nu este prevăzută în legislația Republicii Moldova. Iar Boțan, dacă mai are întrebări, să-l sune pe Nicolae Răileanu. Pot să-i dau telefonul dacă vrea. Și să nu facă exerciții de aberații la televiziuni. Deci, deputații se adună pentru o singură sesiune, iar pe urmă se pregătesc de alegeri anticipate. În termenul în care Parlamentul este nefuncțional, ca să respectăm și legislația Republicii Moldova. 3 luni sunt prevăzute, termen suficient pentru a ne capacita cetățenii noștri de peste hotare, de acasă și a-i mobiliza să privească Moldova 1 dezbateri despre viitorul acestui stat. Dar procedura cum pot adopta un nou cod electoral fără să-și ridice mandatul? Deci merg în Parlament pentru a-și ridica o singură dată mandatul. Eu când spun să nu-și ridice mandatele, am în vedere să nu umbli pe coridoarele Parlamentului la modul fizic, unde să-i arcaneze deputații. Acum, ca să fiu explicit, vă mulțumesc pentru întrebare. La ora actuală, ei au niște angajamente de partid. Se mai supun cât de cât liderilor lor. În momentul în care îi scapă pe coridoarele Parlamentului, s-a terminat cu alianța lor de nezdruncinat acum. Noi le propunem să nu-i trimită să-și ridice mandatele atribuite lor de alegători. Mandatele să meargă în ziua în care le sunt înmânate în Parlament mandatele, atunci se convoace o ședință extraordinară în care se adopte un alt cod electoral. Iar mai departe intervin mecanismele care sunt prevăzute în lege. Când spunem că nu-și ridică mandatele, nu renunță la ele, a accentuat Daniela Bodruc. Nu renunță la ele, nu uzează de ele, nu le folosesc, doar pentru o singură situație, așa cum fac constituantele. Paralela cu constituanta nu e foarte exactă, dar nu am găsit alt termen.
Și asta e singura soluție. Un guvern al lui Plahotniuc nu putem avea și un guvern cu socialiștii la fel nu poate fi. Deci singura soluție este alegeri anticipate. Însă cel mai important este ca aceste alegeri anticipate să fie realizate în condiții democratice și libere, nu cu instrumentele lui Plahotniuc, așa cum a fost acum. Memorandumul nostru vorbește despre modul în care putem demafiotiza o campanie electorală, ca după asta să ne recuperăm statul. Alte modalități, dacă ei merg în Parlament așa cum povestesc ei, că vor face o poziție dură. Vor veni cu proiecte de legi. Vor veni cu proiecte de legi. De parcă proiecte de legi n-au fost. Sau parcă noi, Mișcarea Populară Antimafie, în adâncă opoziție neparlamentară, n-am fost duri. Acolo, în Parlament, funcționează doar aritmetica votului, nimic mai mult. Bunii noștri prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Urmăriți emisiunea mea de seară de la 20:30 pe antimafie.md. Rugăm partidele politice să plece urechea la memorandumul nostru. Noi nu avem drepturi de autor asupra acestui memorandum. Din momentul în care ajunge în poșta dumneavoastră vă puteți folosi de aceste propuneri așa cum credeți dumneavoastră, să le spuneți altfel, să nu faceți trimitere la noi, pentru că tot ce aici spunem în spațiu public va aparține de ce ești măsură ca și nouă. Vă mulțumim.